și să începem, iată, chiar acest festival cu două zile de film la Craiova, să combinăm Malul Dunării cu capitala Oltenei și cu publicul de la Craiova. Sigur că, dacă stăm să ne gândim, Craiova ar fi meritat mult mai mult din punct de vedere cultural. Este un început care cred că va avea urmări benefice și vă veți lămuri că începând deci din luna septembrie acest lucru se va vedea cu siguranță, nu va fi numai o chestie formală, pentru că dacă Sibiu a beneficiat de un ajutor imens, trebuie să recunoaștem din partea nemților care au sprijinit orașul să devină capitală europeană, oltenii noștri plecați spre străinătate n-au atât de mare putere ca Germania, dar există o mare șansă. Una cu Dunărea noastră, care este un coridor cultural pe care noi, dacă vreți, l-am inaugurat, pentru că primul port cultural de pe malul Dunării este portul Cetate. Au mai încercat și ungurii să facă, încă se mai chinuie puțin. Dar într-o zi, studiind carta Dunării, am observat că județul Dolj are cea mai mare cantitate de Dunăre din România, ca distanță. Un lucru pe care foarte puțină lume știe, pentru că Oltenia se confundă cu Jimbu, cu Oltu, în fine. Dar, de fapt, Dunărea aparține în bună măsură Olteniei. Ideea de cetate culturală și de port cultural sper să fie benefică și pentru orașul Craiova, care s-a menținut totuși într-un provincialism de ăsta, de cam de țambal, așa, în ceea ce vrește cultura. Trebuie să recunoaștem că în ultimii ani Olguța Vasilescu chiar a reușit să facă niște lucruri extraordinare și mă refer în primul rând la centrul ăsta care pur și simplu a izbunit din toată ruina în care a zăcut și a bătit atâta mare de vreme. Pe de altă parte, știu că au mai fost și mai sunt unele festivaluri de muzică, în fine. Noi încercăm să-i dăm o țără de greutate acestui festival. Probabil că unii dintre noastre au fost la cetate. Nu mergem pe premii și pe, eu știu, pe concurență, așa. Vrem ca toată lumea să se simtă bine, împletim arta cinematografică cu arta culinară. De asemenea, trebuie să spun că pe lângă sprijinul fantastic pe care ne-a dat Olguța Vasilescu și domnul Pioteasa s-a arătat entuziasmat de idee de a puncta la Craiova, de aici înainte, festivalurile pe care le facem la cetate. Și începem cu ăsta de film și artă culinară. Cred că mie nu-mi place să... nu sunt deloc într-o formă bună, că trebuie să dau rapoarte de astea, așa. Pentru că să vorbesc liber, cei nu vreau să arunc în ironie, cum? Cu toată povestea. Avem un reprezentant de seamă al primăriei, cu o batistuță la buzunar. Așa, e un semn bun. E un lucru să dau la parte și trebuie să dau la parte, pentru că partea reputația nu o merițea ca o live în festival de parte culinare și în festival de film. Cel de la cetate este unul reprezentativ pentru Oltenia. Pe de altă parte, tema Dunării este tema principală a candidaturii noastre ca viitoare capitală europeană a culturii. Deci era oarecum firesc ca orașul nostru să se asocieze cu festivalul de la cetate, care este cunoscut și internațional, numai atunci.
Știți foarte bine că după întâlnirea din luna aprilie a acestui an, când cei trei premieri s-au văzut la Craiova, din Serbia, Bulgaria și România, Craiova a fost numită ca și capitală a Balcanilor. Iată că acum acest festival, în asocierea Craiovei cu acest festival, putem să confirmăm acest lucru că se concretizează și pe temă culturală și gastronomică. Ne bucurăm că ne-am asociat, pentru că lucrurile vor fi din ce în ce mai bine între orașul nostru și cetate. Așa cum v-am spus, având în vedere că tema Dunării este tema principală a proiectului nostru. Eu o să termin mica mea tirată cu următoarele povești. Una dintre ele e că anul ăsta din nou am invitat la Gătit două profesoare de la Vitin, care sunt bucătăriștele imamului din Vitin. Deci o să facă mâncare turcească, de asta mai fină, așa. Imamul nu mănâncă mâncarea de rând a turcului. Imam Baldă. Imam Baldă, da. Și imamul îi place. O să mai avem niște bucătari cu bucătărie țigănească, iarăși e foarte interesantă, pentru că filmele sunt în general filme Balcan, din Serbia, din Grecia, din Turcia. O să căutăm să facem în fiecare seară mâncare tipică țărilor din care se dau filmele. O mare izbundă ar fi, dar asta nu o parte culinară, că împlinindu-se 40 de ani de la filmul ilustrat cu flori de câmp, am reușit să invităm, de aici mă bag în povestea voastră, Dan Mulțu, care era marele actor de acum 40 de ani, era idolul fetelor de liceu, așa Danuțu, care împlinește cel vreo 70 de anișori, va veni la festival, dar și George Mihăiță, care au jucat împreună în acel film. Și mie mi se pare că e un lucru nemaipomenit, că am reușit să-l aducem pe Danuțu, care trăiește în Germania, e căsătorit cu o actriță, Cristina Hoffmann, care este directoarea Centrului Cultural de la din Berlin. Deci, asta va fi așa, într-un fel, seara cea mai simpatică, cred eu, pentru că o să încercăm să creăm un dialog între cei doi mari actori și publicul de la cetate. Dar, haideți să intrăm în subiect. Despre miezul problemei, ca să zic așa, cum a vorbit Marian, care va spune ce filmare vor fi văzute. Înainte să fac câteva aluzii culturale, în sensul că ne bucurăm că ne-am extins, am năvălit spre nord, dinspre Vidin și Calafat, precum Bașmașcoviu, aici la Craiova, în numărul de peste 300.000 de locuitori. Și de data asta sperăm să fie o năvălire benefică. Evocat pe Bașmașcoviu, care pentru Craiova e cel care a dat foc Craiovei la 1800, dar Vidin a lăsat o bibliotecă și o geamie și a fost un binefăcător al zonei. Sperăm și noi să ne lăsăm o influență pozitivă în Craiova, în orașul Craiova. Apropo, mi se pare că este un lucru de valorificat, etimologia Craiovei, lucru craiesc. Cine știe ce, de unde, probabil de pe la un șef local PCN, cuman sau slav, a rămas denumirea asta. Am căutat, într-adevăr, etimologia este asta, dar nimeni n-a dat nicio explicație încă. Ce pot să vă spun? Este a șasea ediție a festivalului. Avem 53 de filme din 9 țări. Din păcate, anul ăsta n-avem din Muntenegru, dar n-am insistat neapărat să avem de peste tot, ci să avem filme bune. Majoritatea filmelor sunt în premieră, de data asta avem chiar filme care, în afară de filme premiate la alte festivaluri, premiere în România, și în afară de filme
premiate la alte festivaluri, avem filme care sunt aici la primul festival și să sperăm că am avut mâna bună și că nu va fi și ultimul festival pentru ele și deci că vor plăcea. Unele chiar au intrat în programul de cinematografie. Este cazul și acum vom prezenta filmul dintre cele 6 lungmetraje de ficțiune, Copiii preotului din 2013, o coproducție Croația-Serbia-Muntenegru. Vedeți că aceste țări au început din nou să facă coproducții. Al marelui regizor Vinko Brescian, care din păcate n-am putut să vină pentru că este într-un jur în Croația. Este cea mai bună comedie din ultimii ani, sper să vă placă. Și faptul că nu mi-a plăcut numai mie, ci a plăcut și distribuitorul de filme în România. Deci după ce îl vor vedea cei din Craiova și din cetate, se pare că va rula și în România. De obicei, filme din Croația, din mai puțin, din Serbia au fost în ultimii ani, adică în câteva filme numai de Sculița. Deci, înseamnă că ce ne place nouă, o place și altora și o să aibă mai mult potențial să vadă. Începem cu Drumul Iol, un film din 1982 premiat la Cannes, care nu a luat niciodată România. Un film extraordinar, care are o poveste, regizorul are o poveste deosebită. Eram în închisoare în momentul în care a dat indicații pentru un montaj colegului, deci în Marc Guinei, a dat Michelic Gheorent. Și din cauza asta, până la urmă, e considerat autor, realizator al filmului și Michelic Gheorent. Deci, un film care ilustrează tema de anul acesta, în deosebit, Drumul și Răspântul. Evident, nu toate filmele din program ilustrează tema, o parte ilustrează tema, iar altele sunt pur și simplu scurtmetraje noi, bune, din diferite țări balcanice. Vom avea și un documentar foarte bun din Bulgaria, Bulgarii Simula documentar, poveste despre mâncare și suflet, despre un sat multietnic din Bulgaria, un film multipremiat, unde mâncarea a fost masa luată împreună cu fiecare cu preparatele lui deosebit, a fost modalitatea prin care s-a ajuns la armonie și la liniște, la armonie etnică într-un sat din sudul Bulgariei unde fuseră probleme. Pe lângă cei doi actori veterani, mă bucur că vom avea și un junepri, un actor tânăr și bine făcut din Grecia, Andreas Constantinu, care joacă în filmul în Mica Amlie. Vom avea două filme de Panteris Bulgaris. Până la urmă a venit acest actor, n-a putut să vină Panteris Bulgaris, marele regizor, vrea să vină. Chiar mi-a trimis un mesaj să-l citesc, dar mi-a spus că a primit bani pentru un film și la criza din Grecia a trebuit să accepte. Asta îi se pare o excursie care, în momentul ăsta, l-ar încurca să facă film. Mai avem un film dintre cele de lungmetraje, Goran Marković, unul dintre marii regizori sârbi actual, cel care a candidat din partea Serbiei la Oscar, Turneul, care este și un film, și un road movie, și o comedie, și așa mai departe. În total avem 53 de filme din 9 țări. Am uitat să precizez că pe lângă mâncare și vizionare de filme, facem și un lucru serios de 3 ani, o conferință dedicată filmului balcanic, la care invităm specialiști din țările balcanice sau specialiști în filmul balcanic din alte țări. Bineînțeles, lucrările sunt tot bazate pe tema respectivă și acest simpozion se finalizează printr-un volum bilingv română și engleză care este publicat. Puteți să vedeți volumul
din anul trecut, care a apărut acum, dar care cuprinde lucrările de anul trecut, când am avut tema eroi și antieroi din Balcanici. Deci, de fiecare dată și rămâne ceva și unele din studiile astea chiar au fost făcute foarte serios, pentru că sunt de profesor universitar din Anglia, din la Belgrad, din Sofia, care la rândul lor au fost invitați în multe țări. Deci sunt oameni, într-adevăr, specialiști în domeniu.